Robert și Brândușa se iubesc în taină de mai bine de un an, deși au ajuns să se simtă precum Romeo și Julieta din cauza urii ce dăinuie între familiile lor. Brândușa are o relație cu unul din băieții familiei Șerbănescu. Matei, simt că nebunesc! Ai ceva să ne spui? Eu îl iubesc pe Robert Șerbănescu. Vă rog să mă înțelegeți. Mă, tu umbli cu fata lor, mă? Da, tata, o iubesc. Bă, tu te-ai hăitat cu aia care l-a omorât pe unchii tu, mă? Da, tata, ce legătură are Brândușa cu... Dași-mă în clipa asta, mă! Nu știu cum, dar au aflat ai mei de tine. Oare iubirea lor va reuși să supraviețuiască? Ține de că acum 2 luni am ajuns la urgență? Da. N-a fost un accident. M-au atacat pe stradă. Cine vrea să-i facă rău tatălui tău? Tu să-mi spui mie cine-i trimite lui mesaje de amenințare. Dar nu-mi dă unde să știu eu, poate tatăl tău minte. Tata nu minte, să știi. Deci tu nu ai avut nimic de-a face cu asta. Ți-am spus că nu. Deci dacă vine vreunul de-n Hristul la spălătorie, mă jur că dau foc la mașină. Robert, cred că ar fi mai bine să nu mai vedem deloc. Poftim? Vreau să terminăm. E simplu. Sau vor fi doar victime colaterale într-un război care nu e al lor? Robert și Brândușa sunt împreună de un an, dar părinții celor doi nu știu nimic despre relația lor. Familiile Hristu și Șerbănescu se urăsc de moarte după ce mătușa Brândușei a făcut un accident de mașină în care a murit tocmai unchiul lui Robert, Costi. Nici chiar o sentință judecătorească în care mătușa Brândușei a fost declarată nevinovată nu a stins ura dintre cele două familii. Brânduș ajunge seara acasă, unde mama ei o așteaptă cu o veste importantă. Păi adu-mi facturile alea până mâine la 12. Bine, nu. Atunci trimite mine pe mail. Ok, bine, pa. Bună. Bună, tot. Trebuie să plec, am puțină treabă. Ok, pa. Pa, iubito. Pa, iubitule. Săracul tata. Ei, i-a venit o comandă nouă la firmă, asta e, ce să faci. Auzi? Să-mi aduce aminte să-i spun Ramonei să-ți facă o programare la salon, nu te-ți auzi. Să o duci vârpurile. Bine. Hai că eu mă duc sus, că mâine lucrare la bio și trebuie să învăț. Ok, bine. Ah, Brândușa, stai puțin, că am uitat să spun ceva. Pam, pam! Ți-a venit confirmarea de la facultate din Anglia. Mersi. Cu drag, iubita mea. Nu înțeleg de ce totul trebuie să fie atât de complicat. Aș vrea să mă pot bucura că plec în Anglia să studiez, dar asta înseamnă că eu și cu Robert n-o să mai fim împreună. Nu știu ce să fac. Brândușa și Robert și-au dat întâlnire la locul lor secret. Brândușa e un pic nervoasă, trebuie să discute foarte serios cu Robert. Hei! Nu pot să stau mult, că am meditații la mate în jumătate de oră și... Nu mă interesează, nu te las să pleci. Ți-am zis că ești foarte frumoasă? Robert, trebuie să spun Nu, lasă-mă pe mine primul. Brândușa, uite, de foarte multă vreme m-am gândit la ce vreau să fac cu viața mea și... Și sincer, nu văd niciun viitor dacă tu nu ești cu mine. Robert, știi că te iubesc, nu? Dar nu vrei să ne căsătorim? Nu e asta. Atunci? O să plec în Anglia. În Anglia? De ce? La facultate. Ieri mi-a venit scrisoarea de confirmare. Păi și tu te-ai hotărât că asta e ce vrei să faci? Da, și... Nu. Ai mei insistă foarte tare. Până la urmă, să faci facultatea în Anglia nu e chiar un lucru rău. Doar că nu știu cum să fac să nu te pierd pe tine. Foarte simplu, Brândușa. Ne spui părinților tăi că vrei să-ți continui studiile aici, în România.
E foarte greu să îl convingi pe tata să se răzgândească. Dar că eu nu știu. E în stare să plătească oricât să te ține departe de mine. E obișnuit să facă doar ce vrea el. Și... iartă-mă, Brânduș. Am zis că nu o să ne certăm din cauza părinților noștri. Da, o să vorbești cu tatăl tău? Bine, o să încerc. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.